Dorin Tibeică a preluat din nou postul de director la Spitalul Sfinții Doctori Cosma și Damian din municipiul Rădăuți. Spre uimirea acestuia, unul dintre angajații spitalului protestează din cauza salariilor prea mici. Domnule Tibeică, cum ați reușit să veniți înapoi pe post la spital, pentru că ați fost cumva demis din funcție când era la conducere la primăria Rădăuți domnul Maierean? Da, la timpul respectiv mi s-a revocat contractul de management de către domnul Maierean. Eu nu am fost, și la momentul respectiv i-am spus că nu este legal ceea ce facem, am adresat instanții. Procesul a durat ceva mai mult din cauza problemelor administrative de la primăria Rădăuți. Ultima instanță, respectiv Curtea de Apel Suceava, a dat o hotărâre definitivă privind reintegrarea în funcția anterioară, deci hotărârea luată, decizia luată era ilegală la momentul respectiv. Luați și alte măsuri asupra lui? Nu, știu, mai văd. Deocamdată am o activitate supraîncărcată aici. Sunt probleme la spital care trebuie rezolvate și mai vedem. Sunt probleme grave la spital sau...? Da, sunt probleme de decontare, de sume. Am aflat și eu zilele astea de ele. Sunt probleme cu o gardă pe interne care nu poate fi acoperită. Mai am auzit că sunt ceva probleme la spitalul vechi, dar trebuie să le revăd. Văd pe toate și o să fac, în scurt timp, o să fac o evaluare asupra situației care este și o să o prezint primarului, viceprimarului cu atribuții de primar din Rădăuță, în vederea stabilirii indicatorilor de management. Voi angajați acum de câteva zile au salarii mai mari decât ăștia care sunt noi vechi. Deci acum, care de luni, două, trei luni de zile care s-au angajat, au salarii mai mari. Din cauza asta. Și nu știu dacă îi convine cuiva. Deci ăștia care suntem mai vechi, ăștia care sunt noi angajați, îi convine. Dumneavoastră lucrați la spital? Da, da, și lucrez. Am lucrat și lucrez și am avut și contract de muncă desfăcut. A fost un pericol pentru spital, așa au spus că eu sunt un pericol și m-a desfăcut contractul de muncă și am câștigat în instanță, am venit înapoi, acum sunt concediu, nu sunt în timpul programului și n-are și să îmi zic că sunt în timpul programului sau ceva. Deci dumneavoastră mai tare pe cine acuzați? Mai tare pe conducerea și pe domnul Hurzui, care e cu salariul. Dumnealui cu salariu. Da. N-am, nu știu, cred că domnul director, nu? Domnul manager. El, doar și el răspunde de salarii, semnează. Când mi-a desfăcut contractul de muncă, și el a semnat. Și domnul Hurzui și domnul director. Eu a semnat amândoi și acum zice că salariul e numai Hurzui. Nu știu pe cine se crede și cum, care e adevărul. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, având vechime, alții care au venit mai noi, da, au salarii mai mari decât dumneavoastră. Da. Deci am vechime mai mari, au venit în urma noastră, au fost angajați pe firmă, cum au fost angajați, și după aceea, când eu angajat pe spital, că au zis că nu mai angajați și au trecut pe spital, deodată la aceștia toți care au fost pe firmă, le-au dat salarii mai mari. Nu știu ce legi, ce grile, cine face grilele astea, ăștia care au venit noi de la firma, nu știu a cui a fost firma aia care au angajat, și-au dat salarii mai mari la toți, și indiferent, și la infermieri, și toți care au fost pe firmă, toți au salarii mai mari. Domnule director, ce părere aveți despre cele două pancarde vis-a-vis de aici, în fața spitalului? Da, am văzut și eu de aproximativ o oră că este un salariat al spitalului care are anumite nemulțumiri. Eu am discutat cu dânsul constructiv. El, nemulțumirile lui se referă la un anumit nivel de salarizare. Nu mi-aparține mie, nu este vina mea pentru nivelul lui de salarizare. Eu, după cum știți, am fost reintegrat pe funcție de manager de spital după o absență de un an de zile, mi-a semnalizat problema. Probabil săptămâna viitoare voi verifica cererile spuse de dânsul.
Deci dumneavoastră se plânge de anumite persoane care au fost angajate în cadrul spitalului de acum 2 luni, care avea salarii mai mare decât cei mai vechi din spital. Vă spun, nu cunosc problema asta. Eu de 2 zile am fost reintegrat în funcția pe care am avut-o anterior și, cum v-am spus, săptămâna viitoare voi analiza problema dumneavoastră.